veni. Eu eram aici cu postarea, știi, că am uitat să pun pe Facebook, pe Instagram, peste tot, da? Sper că vede lumea. Da. Pentru cine a urmărit podcastul lui Nasrin, știe foarte bine, cei care au urmărit știu foarte bine că el a avut invitat pe Irinel Columbeanu. Care Irinel Columbeanu, hodorong tronc, nu mai este în... nu se mai vorbește nici de situația financiară, nici despre dosarele prescrise legate din cărțile lui, pentru că au apărut tot soiul de... le zici tu sau le zic eu? Zile tu, hai. Tot soiul de arătări care spun, domne, păi stai o secundă să vă spun eu că Irinel Columbeanu, băi, a fost elicopter, nu știu cum să vă spun. Și atunci m-am hotărât împreună cu Nasrin că e ultima, nu cea din urmă, cea mai recentă jurnalistă care a luat interviu lui Irinel, să mai știm și noi cum să mai scaldă apele, ce mai face crocodilul, mai ții minte? Crocodilul, păi cum să, în istorie? Fetele veneau frumos și el era crocodilul ca să mănânce, cum spune Nicu Alifantis, dilu-dilu, să mănânce crocodilul, da? Doamnelor și domnilor, împreună cu Nasrin și după aceea comentăm și aflăm ce afla și ea, vedem exact dosarul relației interzise ale lui Irinel Columbeanu și după aceea dăm drumul la câini. Relațiile interzise, păstrarea unui secret în doi, ascunzișuri, lucruri intime și secrete. Lipsit de inhibiții și sătul de reguli, Irinel Columbeanu a simțit nevoia să se răzvrătească, devenind ținta fetelor apetisante și neajutorate. Și fanteziile i-au fost satisfăcute. Irinel avea în tinerețe o poreclă bizară. Lui Irinel îi se spunea Ileana, de la mașina de cusut. E o vorbă bat și calc, ca mașina de cusut. Avea o vitalitate maximă. Fetele i-au pus porecla. A fost renumit printre gagicile de la un cunoscut sexy club. Ele se plângeau mereu că nu le lasă nimic. Nici notele de plată de la masă nu le achita. Se bucura de relațiile acelor vremuri. Eu i-am adus-o pe Analesco de la Clubul Viena. Era îndrăgostit până peste cap când ea... Raduțu, cunoscută drept eleva porno, a povestit cum ar fi ajuns în vila de la Izvorani, unde avea să-l înnebunească pe afacerist. Ar fi rămas însă însărcinată și așa s-ar fi rupt relația. Diana își acuzase și profesorul de religie că o violase, doar că alesese cea mai veche meserie din lume. Escortă, un cunoscut i-a recomandat-o lui Iri. M-a dus la Izvorani, la casa lui. Deasupra patului avea o oglindă mare, special pentru sex. Lui plăcea să vadă totul. Am făcut sex în piscina exterioară, în aer liber, foarte mișto. Am făcut și pe șezlong în aer liber, încă avea poze cu Monica și cu el în baie. Dar să revin. Am făcut ce am făcut o perioadă, m-a dus la el și la birou în Victoriei. O făceam și acolo. Ăla era apartamentul Monicăi. Totul a durat până eu am rămas însărcinată. A luat-o pe sus, nu a crezut-o, dar până la urmă i-ar fi plătit avortul. Irinel Columbeanu a declarat că nu știe despre cine este vorba, căci nu a auzit de ea. Scurt și la obiect. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar. Flore Salalidis și Anca Chebac, două blonde care în toamna lui 2010 au fost filmate în jacuzzi cu Iri, au ținut primele pagini ale ziarelor la momentul respectiv, pentru că aventura lor s-a consumat în timp ce Irinel era căsătorit cu Monica. Acesta a fost și motivul despărțirii dintre cei doi, la scurt timp Moni anunțând că divorțează. Anca și Florentina susțin că s-au jucat doar cu Irinel și că nu a avut loc niciun contact sexual. Motivul pentru care acest lucru s-a petrecut este, se pare, faptul că Irinel a fost extrem de explicit atunci când le-a spus de ce le-a adus acasă. Povestea a început într-un club. La un numit moment, dânsul ne-a remarcat. Florentina l-a abordat. Îl cunoștea de acum 5 ani dintr-un club de fițe. L-am întâlnit de ziua mea. Atunci m-a abordat și m-a invitat să petrec noaptea cu el. I-am spus că nu pot. De atunci nu ne-a mai văzut. Acum nu m-a mai recunoscut. I-am dat numărul de telefon, l-a introdus în telefon și mi-a apărut
numele, după 4 ani. Ne-a invitat la el la masă, ne-a servit cu șampanie, a fost foarte amabil și galant. Din conversațiile pe care le-am avut, am ajuns la concluzia că Florentina l-a abordat pentru că deține niște informații care îi privește familia. Am niște înregistrări, a fost un scandal cu familia Columbeanu mai de mult, iar eu dețin niște înregistrări care o puteau ajuta pe Monica. Au fost niște picanterii despre o persoană care o ataca pe Monica, fostul ei impresar, dar Irinel nu s-a arătat prea interesat. Ne-am simțit bine, am băut câteva pahare de șampanie, apoi, la insistențele lui, ne-a făcut o invitație la Izvoran, la casa dânsului. Am ajuns jos, la subsol. Apoi a început să ne povestească despre fostele lui iubite. Despre Ana Lesco ne-a spus că s-a simțit bine cu ea din toate punctele de vedere. De aici a pornit acel joc erotic, de la amintirile cu Ana Lesco. A spus că este o femeie care știe ce vrea, că au avut o relație deschisă, gen ce s-a întâmplat cu noi în acel jacuzzi. Irinel Columbeanu, într-una din cărțile sale cu picanterii din viața sa, povestește cum a ajuns cu Flore Salalidis dezbrăcat în jacuzzi. Lui Ili i se pusese însă pata, la furia sa contribuind și șampania. E, dacă-i pașa... Dar nu mai apucă să termine ce avea de spus. Flore, tocmai descălecată de pe scaunul ei de bar, exact atunci trecea mergând prin spatele Ancăi, călare încă pe al ei, când aceasta se întoarse brusc și îi făcu lui Flore vânt direct în jacuziul din spatele lor. Aceasta căzu în el cu un mare splash, după care se ridică în picioare în mijlocul lui și scoase nonșalantă peste cap rochea albă de vară de in, care oricum se udase și devenise transparentă toată. La corp nu arăta rău. Tot Irinel spune că le-a trimis acasă după ce s-a plictisit. Mariana a povestit că Iri a sărutat-o acolo unde nu o mai sărutase nimeni, la sub braț, și în plus afaceristul i-ar fi mărturisit că este nimfoman. Trebuia să avem o cină cu mai mulți prieteni. Portarul m-a condus unde era domnul Irinel. Acolo am avut surpriza să-l văd singur. Mi-a zis că celelalte persoane sunt pe drum și pe drum au rămas. Am început să vorbim, să bem. Am început să discutăm despre nimfomania pe care mi-o spusese cu o seară înainte. Mi-a spus că este nimfoman, dar cum termenul nu se aplică decât pentru femei, a spus că îi plac foarte mult femeile. E obsedat de ele. Apoi au mers să se distreze. În cartea sa Apofenia, afaceristul a povestit cum a înșelat-o pe Ana Lesco cu o altă femeie, anume Laura, la München. Totul s-a petrecut chiar la un revelion atunci când artista era plecată la spectacole. Viața amoroasă tumultoasă continuă pentru Irinel Columbeanu. Acesta pare că nu a scăpat încă din vizorul presei mondene. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar. La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará. Da, doamnelor și domnilor, ca să terminăm acest registru pestriț, ca să zic așa, domnul Columbeanu, Irinel Ili, personaj de carte, a dat o declarație detaliată despre eleva aceea și a zis, că tot am vorbit de cuvintele astea, este o mitomană, liniuță nimfomană. Nu o cunosc. Eu am umblat cu fete, ok. Cum m-aș putea uita la o asemenea, mă scuzați, zvreanț? Goană după publicitatea, publicitate, foamea, probabil au împins-o la dinast. Am văzut-o din poze și m-am lămurit. Mi-a venit să vomit. În viața mea nu m-am uitat la asemenea batoze, spune el. M-am și enervat, m-am și amuzat. Asemenea prostituate nu ar trebui să polueze capitala. De parcă pe capitala e Vatican, mă înțelegi? Adică... Speranță cu ochii de faianță, a vrut să zică, probabil. Exact, exact. Normal. Și în plus, ce povestea fata aia că o făceau, ea se ocupă de cu polițe de asigurare. Aha. Și o făceau, adică polița de asigurare. Ba, pășesc long, ba, în casă, ba, la birou, că doar la birou, ce poți să faci altceva decât o poliță de asigurare? Da, o poliță. Nasrin,
foarte tare materialul, pentru că mi-au adus aminte de faimoasa sore, de faimoasa Mariana Roșca, pe care am cunoscut-o și știi că am făcut și material la un moment dat la emisiunea la care am lucrat amândoi. Da. Am făcut și cu Mariana Roșca și să știi că nu era o fată deloc rea. Nu. Era o fată care puteai să vorbești. Cea mai umană dintre toate personajele invocate. Cam da. Despre Flore știi că au mai apărut niște imagini de curând, dacă pot să zic acum 2-3 ani curând, dar mult mai curând decât acele imagini, știi? Foarte decoltată, foarte. spre dusă, Flore, da, în momentul. Cam așa. Bun, l-ai văzut pe Irinel Columbeanu recent. El își privește cu, cum să spun, în momentul acesta și cu nostalgie, dar și cu interes, ca să vindem povestea. Ce ți-a mai povestit? Ce ați vorbit la podcast? Uite, apropo de nostalgia asta, să știi că podcastul, episodul în sine, a durat undeva la două ore și ceva. Am vorbit despre foarte multe lucruri, despre casa de la Izvoran, despre faptul că a pierdut toată averea, despre modul de viață pe care îl trăiește în acest moment, dar nu a zâmbit și nu i-am văzut acea fericire și nostalgie despre care vorbești tu și acea strălucire în ochi, decât atunci când a venit vorba de aceste vremuri. Pe cuvântul de aceste. Și i-am și spus, zic, vă văd așa că parcă retrăiți acele momente. Și a spus, da, au fost dintre cele mai palpitante. Deci el zâmbește și ghiduș așa, da, când vorbește de aventurile astea, nu? N-aș spune neapărat cu Monica, doar cum era? Și despre perioada cu Monica și cea de dinaintea Monicăi, dar și cea de după, dar cea de după imediat, nu după mulți ani, pentru că după mulți ani știm că s-a deteriorat, să zic așa, situația financiară și nu numai. A avut și ceva probleme de sănătate și știm foarte bine. Multă sănătate. Dar trebuie să recunoaștem că se întâmplau lucruri în fiecare zi. Aflai câte ceva despre Irinel Columbeanu. Și da, retrăia așa cu zâmbetul pe buze, să știm. Da, e adevărat. Pe de altă parte, sigur, Irinel, dacă el a avut acest renume de mașina de cusut Ileana, trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmpla era doar, cum să zic, păstrarea unui statut, știi? Da, că știu că erau la un moment dat vedete care spuneau, bă, la un moment dat chestiile astea trebuie să se întâmple, bă, ții la imaginea ta, ai un statut, înțelegi? Mai poți așa, înțelegi, să șutezi ca la echipa națională pe lângă poartă. Dar adevărul spus de domnul Columbeanu referitor la Flore și la Anca a fost următorul, ele au fost plătite să vină acolo, au fost plătite să intre în acel jacuzzi. Bine, pot să spun cum le-a numit, hai să spunem varianta frumoasă, sirene. Așa. În carte găsim gunoaie. Așa. Deci, practic, asta ar fi varianta. Și că după aceea presa și scris. De fapt, Monica ar fi fost undeva implicată și ar fi fost o strategie sau un pretext. Nu știu dacă neapărat strategie pusă la cale de ea, dar oamenii așa ar fi spus la acel moment că s-ar fi legat de acest pretext ca să înainteze divorțul. Bine, acum, între noi fie vorba, dacă discutăm ca doi oameni maturi. Și mai e ceva, dacă tot e perioada cu fotbalul, e o vorbă în fotbal, jocul greșeală așteaptă. Adică domnul Irinel, cu experiența lui care era de 10 ori mai mare, care el de pe vremea lui Ceaușescu era mașina de cusut Ileana, da. Bă, tu le vezi pe alea și tu atunci ce faci? Joci imediat, adică el zice, bă, erau niște ticăloase. Da, bre, dar cine te puse? Eu l-am întrebat și a zis, păi ce era, să fug? Om a avut dreptate. Păi ce atunci, puteam să fug? Păi da, atunci nu știi exact ce-ți intră în casă. E lup, e ied. I-a plăcut la Payangăn, dacă tot fotbalistic vorbim. Ce? I-a plăcut la Payangăn. Întotdeauna i-a plăcut acolo să tragă sus la Payangăn. Da, dar ce să facem acum? E complicat. Bun, el a avut o perioadă în care trăia în poveștile astea, dar a avut și un moment al adevărului. Între ele a fost chiar în emisiunea pe care o făceam, când a recunoscut că este victima propriilor lui povești. Chiar da, chiar simți da. Că regretă pe undeva faptul că la un moment dat nu mai putea controla această poveste? În podcastul... Că el nu mai controlat. Fetele au fost băgate pentru că nu mai era el cel care centra și dădea cu cap. Eu l-am întrebat așa, domnul Columbeanu, în podcast, credeți că femeile v-au adus până în pragul falimentului? Și a spus, nu. No. Păi, ce le-am dat eu femeilor este o nimica toată pe lângă cât am pierdut eu. Acum, eu sunt convinsă că marea lui problemă și cumva mi-a explicat-o și în timpul filmării, au fost foarte mulți oameni care l-au trădat și care l-au dezamăgit și foarte mulți oameni care au stat lângă domnul Columbeanu în perioada de glorie. După cum susține, s-ar mai regăsi câteva personaje pe lângă el și sunt convinsă și nașul și, mă rog, prieteni apropiați, că doar cunoaștem. Da. Acum, n-are cum să n-aibă vreun regret. Eu sunt convinsă că regret există. Da. Din punct de vedere al business-ului, nu trebuie să dea vina pe nimeni. El a mizat pe o treabă, el a încercat pe un gen de business, el a intrat pe o
piață care nu era a lui și piața ce a făcut? Bă, s-a neîncurcă, pentru că eu știu că ceea ce făcea el era de foarte bună calitate. Da, da, da. Dar încurcai și când încurci și nu faci parte din joc, asta ți se întâmplă. Și a plătit, iată, mașina asta este istorie, da? Bun, pe de altă parte, însă, toate poveștile astea îl făceau să se simtă tânăr. Prietenul nostru comun, Dan Capatos, ne povestea cum a fost la petreceri, unde el, Dan, s-a dus cu soția lui. Și asta era ca și cum ai fi fost o căprioară retezat, bă, băiatule. Da, da, în da, sensul da, da. În care toată lumea era acolo pe nenorociri. Era retezată toată lumea. Și tu erai da. Făt frumos și Ilena Cosânzeană, înțeles? Și Capatos a zis, băi, și Ilena a spus, băi, e simpatic, dar aici nu prea. Noi ne jucăm de altfel de a mama și de a tata, înțelegi? Da, au cam apus acele vremuri, da. Dar nu știu dacă o spune. Bine, să știi că eu am simțit că este sincer. Chiar am simțit. Știu că poate mult spune, ai dragă, că e un clișeu treaba asta, că ți-asum tot ceea ce se întâmplă și ce faci. Dar chiar am simțit asumare din partea domnului Columbeanu. De ce spun asta? Pentru că nu o vede ca fiind o dramă, o tragedie. Poate nu o mai vede acum, poate a văzut-o, poate s-a consumat în toți acești ani. Dar și ce mi-a spus? Sunt sigur că pot să iau de la zero. Sigur. Credeți că o să mai beneficiază? De la zero. Și a spus da? Da, a mai fost în punctul ăla în care am luat-o de la zero. Și de ce nu? Da, însă el a luat-o de la zero în anii în care toată lumea pornea de la zero și cu puțină adaptare la teren puteai să ajungi la plus infinit fără niciun fel de probleme. Acum e mai greu. Acum s-au mai schimbat lucrurile, într-adevăr. Da, e altul joc. Pe de altă parte însă, tu spui că el zice că e asumat. Dar în continuare, și asta l-am întrebat și noi la lansarea de carte, una dintre fazele pestrițe, azi ați observat că n-am vorbit de Lesco, n-am vorbit de Romanița, n-am vorbit de Monica, pentru că astea sunt relațiile și fata aia oara erau relațiile oficiale cu care a apărut de braț. Noi vorbim de alea, mai scuzați termenul, mai nasoale. De sub braț. Bun. Da. Dar cu Monica a avut acea secvență celebră a paharului pe care el nu o recunoaște. Ferească și Dumnezeu și măicuța Domnului, cum să poate al naibii pahar să fi fost el pus acolo, nene, unde un domn era în picioare și o domniță stătea jos. Și el spune în continuare, domne, eu n-am avut nicio legătură. Tu crezi? Știi ce? Nu știu dacă să zic că eu cred sau nu cred, dar sunt convinsă că și oamenii care făceau parte din viața domnului Columbeanu la vremea aceea începuseră să se prindă și de aceste mișteri tipuri. Eu sunt convinsă că sunt anumite fragmente, anumite lucruri despre care am tot vorbit, în care Irinel Columbeanu nu a fost implicat. Eu sunt convinsă de acest lucru. Am eu așa o presimțire. Crezi că aici n-am fost implicat la povestea cu paharul? Ți se pare cu sută cu ața albă, nu? Mă, n-are cum să stea paharul ăla fix acolo. Mă, cum e posibil, bă? Era gol. Dumnezeul paharelor a zis, nu vrem filme porno, vrem doar gânduri ciudate. Și atât. Paharul era plin sau gol? A? Păi ulterior s-a cam umplut după aceea paharul, după ce a apărut imagine. La un moment dat s-a umplut paharul și acum e cam gol. Cam da. Cam gol. Dar pe de altă parte, asta spun că el n-a recunoscut-o. Și sunt lucruri pe care, sigur, poate ca business, nimeni nu o să spună cum a făcut banii. Adică e ca povestea aia, nu m-a întrebat cum ai făcut $1,000,000. Primul, toată lumea ți-l spun, da. Da. Așa că îl înțelegem pe Irii că nu spune că a vorbit cu ăla, cu ăla și cu ăla, că nu se face. Dar aici, de ce n-ar fi el asumat până la capăt? Poate pentru ce, că... Vorba ta, ce mai contează acum? Poate să zică, nene, să dăm drumul la câini. Să știi că nu ocolește subiectele atunci când este întrebat de lucruri, nu să spun care nu-i fac cinste, că problema nu e nimic rușinos, să zic, în tot ce s-a întâmplat în anii ăștia. Nu e singur om care a divorțat, nu e singur om care, nu știu, n-a fost să mai fie și a ajuns și în pragul falimentului. Te completez o secundă, țineți vorba, nu este singur om cu bani care l-a invidiat pe Irinel că și el ar fi făcut, dar nu-i permitea contextul sau n-a avut acest curaj, dar jinduia de pe margine. Da, dar am avut surpriza să fie foarte, foarte deschis și în subiecte care știa, despre care știa foarte bine că o să facă în conjurul presei. Probabil că acea fază cu paharul a considerat-o la acel moment că n-ar mai avea sens și rost să stea să mai clarifice lucrurile. Poate sau... se gândea la o sticlă după aia. Ce? Poate se gândea la o sticlă. Da, nu, domne, paharul e pahar, știi, asta n-avem ce să facem. Aia cu paharul rămâne o secvență de referință, clar, dar
cine, cum, de ce a aruncat-o și faptul că el s-a amuzat, a făcut ca într-o bună zi, știi că a avut la un moment dat, el a fost asociat cu o fată, Monica mi se pare că o chema, următoarea. Așa. Păi, deci el a venit, a povestit cu mine și cu prietenul lui Cornel Stănia și spunea, băi, n-am nicio legătură cu fata aia, dar presa voia să mănânce Irinel Columbean. Și atunci, în scurtă vreme, un tabloid care azi o arde serios, dar pe vremea aia, deci de la relație, în două luni de zile, o și lăsase însărcinată. Și făcea, bă, nu, a intrat fata la telefon și a spus, nu! Și chiar pe bune nu era nimic. Dar nu era nimic. Asta-i treaba. Deci la un moment dat, dacă hrănești bestia, dacă dai cu spray Irinel Columbean în momentul ăla, normal că... Aia-i treaba. Asta spun. Deci până la urmă, el a avut o viață foarte interesantă. Sunt convins că, așa, retrăind-o, se simte bine. Chiar da. Astea-s faze, faze documentat, pe de altă parte. Însă... sunt convins că momentul în care te trezești în fiecare dimineață în acel apartament, te gândești că ceva undeva trebuie să fi fost greșit, nu crezi? Să știi că l-am întrebat și repet, nu știu dacă se numește a fi diplomație. El știe, nu să știu, cuvintele. Știe, într-adevăr. Irina are o cultură, adică e... și are talent literar, are talent. Adică le leagă bine frazele. Da, să ai puterea, pentru că trebuie să dai dovadă de putere, de curaj, să lansezi trei cărți, să vorbești despre tot ce nu s-a spus niciodată în acești ani, pentru că a spus lucruri. A spus, da. A spus destul de multe lucruri, și în prima, și în a doua, și în ultima chintesența, și ce mai urmează. Acum, a treia, da? Mai urmează a patra. A patra? A treia a fost lansată, da. Trebuie să dai dovadă de... A treia a fost mai pe cumințel, așa că mai pe cumințel, nu? Da, mi-e problem. Pregătește a patra, de aia. Da. O pregătește pe a patra și de aia. Bă, atunci dacă mai e a patra, aștept să-mi zică de aia cu paharul la a patra. Zice, erată la cele patru volume. Și durează o carte mie să facă erată. Mie că o să fie ceva cu science fiction și nu știu dacă o să mai aflăm vreodată. Să facă poză. Stai o secundă. Ne băgăm în science fiction? Ne băgăm. Eu din ce am înțeles cam așa. Eu cam așa. Dar încă mai avem niște nelămuriri, domnul Columbeanu, așa că vrem să știm faza cu paharul, neapărat. Păi, roșu, da, 3D, atunci. Bă, ideea e următoarea. Stați o secundă, copii. Ideea e următoarea. La Irinel, știi cum a fost prima carte de genul ăsta? Dan Chișu singur sub duș, vă aduceți aminte? Și da. Dan Chișu tot așa le schimbase numele, cum a făcut și Iri. Dar lumea căuta secvențele, o căuta pe Mihail, căuta pe Janin, adică încerca să caute chestiile. Dacă mă duce în science fiction, dar noi fi fost cu vreo robotul, știi? Dar ce? Dacă se face film. Cu cine te-ai culcat, bre, cu Alexa? Se va face și film. Ia-o-s. Dar nu cred că după viața domnului Columbeanu, asta spun, deci gata, acum se schimbă după genul. Episodul 4, nu? Atunci, sigur. Episodul, să... da, numă, înțeleg, da, că se schimbă. Acum am înțeles. De ce a vrut să se lanse? Știi cum a făcut? Metoda Iulia Albu. Bârfești lumea, te arăți cu găina, după care o ardem serios, da? E exact tot așa, știi? Am băgat scandal și acum trecem la literatură. Ce să zic? Drumul lui Nel către Uniunea Scriitorilor este bătut, e frumos acolo, au grădini frumoase unde se UNESCO, pot întâlni. UNESCO, UNESCO. Lăsând treaba asta deoparte, înțeleg că s-a acomodat și cu singurătate. Și că îi place acest statut de a fi un om singur, pentru că, dai seama, l-am întrebat, stați puțin, că s-a tot scris despre Oana, ți-aduce aminte de fosta iubită. Presa scria că cumva toate viitoarele iubite, sau mă rog, fostele deja iubite, făceau parte din același tipar al Monicăi. Fată înaltă, frumoasă, da, picioare lungi, părul foarte lung. A fost cumva deranjat atunci când am adus vorba despre acest lucru. Sau mai bine zis, spunea, pune-te în locul fetelor. N-ar fi fost deranjate? De ce să fie comparate? Să zicem că putem înțelege, dar nu se vede în viitorul apropiat într-o altă relație. Spune că este foarte bine așa, s-a obișnuit cu singurătatea. Aici nu știu dacă e foarte nu bine e sau important nu. Este cum o alege, că dacă o alege după tiparul vechi, fetele au crescut pretențiile și nu mai merge așa. Adică domnul Irina nu mai corespunde din anumite puncte de vedere. El are nevoie acum de o femeie puțin mai de pe pământul acesta, nu de pe planeta Ailat. Dacă să merg să... sau Venus. Da? Nu Venus. Muntele, da. Bine. Bine, și să nu uităm și de Irinuca, care Irinuca cred că este, cred că, singura persoană în acest Corect. Moment de pe pământ care, bă, nu știu, mai ridică așa vibe-ul. Apropo, Irinuca, nu știu dacă ai văzut podcastul, dar a spus că pe mine nu mă deranjează dacă mi s-ar pincă o consideră fiica ei.
sau dacă Irinuca îi spune tată. Drept urmare, acum câteva minute, Monica a făcut o postare în care a zis: suntem doi părinți foarte mândri de Irinuca, ea și Mr. Ping. Nu aș vrea să fiu în locul lui Irinel în problema asta, dacă mă înțelegi. De asta spunem, asumare. Îți mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor. Și să urmărească mamei de acasă, iartă-mă, a meritat cu Nasrin podcast pe YouTube. Foarte frumos a fost Ameri Nasrin, v-a povestit ce s-a întâmplat cu Irinel Columbeanu, diverse luări de poziții, mă refer la vorbe, nu la altfel de poziții. Merge